Sunt Violeta Corabu, medic primar obstetrică ginecologie și astăzi vom vorbi despre screening ginecologic. La ce vârstă trebuie să începem screeningul ginecologic? Păi, prima vizită la medicul ginecolog trebuie să fie după începerea vieții sexuale. Cea mai importantă dintre toate analizele, evident, este citologia Babei și Papa Nicolau. Citologia Babei și Papa Nicolau, noi o recomandăm a începe dincolo de vârsta de 21 de ani. Nu mai devreme de această vârstă, este foarte important acest aspect pentru că din cauza incidenței crescute a infecției cu HPV înainte de această vârstă și anume la debutul vieții sexuale, există multe șanse ca testul Babei și Papa Nicolau în primii ani de viață sexuală să nu fie bun. Și atunci noi, ca și medici, suntem forțați să luăm decizia corectă, să identificăm leziuni, să încercăm să tratăm astfel încât până la 20-21 de ani, dacă nu ești atent, poți ajunge să efectuezi un erat sau o conizație pentru niște leziuni care, teoretic, în timp s-ar putea vindeca. De aceea, de exemplu, în programul de screening național gratuit erau incluse paciente dincolo de 24 de ani, numai devreme de această vârstă. La ora actuală, screeningul merge în trei direcții. Între 21 și 65 de ani, recomandabil este să efectuăm o citologie Babei și Papa Nicolau fie în mediul convențional, fie în mediul lichid, teoretic anual, dar dacă ai mai mult de 3 rezultate consecutive negative, adică în limite normale care să nu deceleze practic niciun fel de leziune, se spune că poți să faci o dată la 3 ani testul Babei și Papa Nicolau. Dincolo de vârsta de 30 de ani, variantele sunt mai multe și anume, se poate efectua genotipare HPV, care dacă merge în paralel cu testul Babei și Papa Nicolau și ambele rezultate sunt negative, atunci poți efectua acest dublu test odată la 5 ani. Sau poți efectua numai genotiparea HPV și dacă aceasta este negativă, odată la 3 ani. Dincolo de 65 de ani, teoretic, pentru persoanele care în ultimii 5 ani n-au avut probleme de leziuni pe col sau la care testele au fost perfecte, poți să oprești aceste modalități de screening, dar dacă din nefericire testele n-au fost bune în ultimii 5 ani sau dacă pacienta a fost diagnosticată cu cancer de col sau dacă pacienta are vreo afecțiune care îi scade imunitatea de tip tuberculoză, HIV sau oricare altă patologie, atunci recomandabil este să mergi înainte cu screenarea. O altă categorie importantă de paciente este aceea pacientelor care au suferit operația de histerectomie. Dacă histerectomia este totală, adică s-a scos și colul uterin și nu a fost vorba de leziuni pe col la rezultatul de anatomie patologică, adică pentru fibroame pe românește, atunci poți să oprești acest screening. Dacă pacienta rămâne cu colul pe loc, adică a suferit o histerectomie subtotală, atunci programul de screening merge înainte exact ca și când nu ar fi suferit nicio intervenție. Înainte de orice examen ginecologic, noi recomandăm ca 48 de ore pacienta să nu întrețină raporturi sexuale. Nu recomandăm practic niciodată dușurile intravaginale. Da? Practic doar toaleta externă este mai mult decât de ajuns cu 48 de ore înainte de a veni la medicul ginecolog. Ce analize ați putea să mai solicitați atunci când faceți un drum până la medicul ginecolog? Păi ar fi așa, examenul de secreție vaginală, identificarea factorilor infecțioși care pot impacta foarte mult fertilitatea femeii și anume ureaplasma, micoplasma, clamidia, sunt acei factori care pot să întrețină o inflamație care în timp poate să ducă chiar la suparea trompelor. Este foarte important. De asemenea, ecografia transvaginală, precum și ecografiile mamare, nu uitați de ele niciodată. Ce facem atunci când în cadrul screeningului împotriva cancerului de col depistăm o anomalie la examenul Babei și Papa Nicolau? Păi, următorul pas ar fi să efectuăm o colposcopie. Colposcopia înseamnă că medicul se uită cu un microscop la colul pacientei, încercând să identifice dacă acest HPV, probabil HPV, a reușit să formeze deja niște leziuni. Este foarte important să știm tipul de leziune, extinderea sa, relația leziunii cu canalul endocervical, pentru că ne ghidează foarte mult pe conduita ulterioară. Cel mai frecvent, pacientele apelează la noi din cauza modificărilor de secreție sau durerilor pelvine. În concluzie, nu ezitați să veniți la medicul ginecolog. Este mult mai eficient să prevenim decât să tratăm.